Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare vă voi vorbi despre Marte retrograd în Gemeni. Sinceră să fiu, am programat această filmare înainte de a pleca în Dubai, dar totul a venit ca o furtună și efectiv nu am avut timp fizic. Am plecat în Dubai, m-am relaxat, a fost acea perioadă dinaintea retrogradării lui Marte și bineînțeles că am călătorit exact, am zburat cu avionul exact a doua zi după retrogradarea lui Marte în Gemeni. Așa, nu mi-a fost frică, dar am vrut să experimentez, să vedem ce se întâmplă și atunci am realizat, mi-am dat seama, stai că totuși eu am Mercur în harta natală, retrograd, și Marte fiind în Gemeni este guvernat de Mercur și atunci s-ar putea ca mie să meargă mai bine. Și uite că au trecut zilele, am ajuns acasă, a fost de asemenea o altă furtună la întoarcerea acasă, foarte, foarte aglomerată perioada și nu am apucat să fac această filmare, dar mesajele veneau către mine. De exemplu, o clientă de-a mea mi-a spus că fiica ei a făcut întorsă, altcineva mi-a spus că a avut un incident în trafic. După aceea am avut eu niște probleme legate de niște acte pe care trebuia să le fac la notar, da? Am vrut să fac o tranzacție, persoana care dorea să facă tranzacția s-a răzgândit, după aceea eu am zis, da, asta este, m-am liniștit, m-am relaxat, nu m-am agitat, după două zile a venit persoana și a spus că nu, hai să facem tranzacția și am semnat niște acte, un antecontract chiar pe acest Marte retrograd în Gemeni. Deci foarte multe experiențe care au venit și sunt sigură că vor mai veni spre mine și haideți puțin să descifrăm, să vedem, să decodificăm ce se întâmplă cu acest Marte retrograd, de ce? Fiindcă el ne va afecta o lungă perioadă de timp, va rămâne aici în retrogradare până în data de 12 ianuarie 2023. De fapt, haideți să vedem de ce este important acest Marte în Gemeni, fiindcă Marte în Gemeni va sta în această zodie aproximativ 6 luni, din 20 august 2022 până în 25 martie 2023. Este un tranzit foarte, foarte lung și avem nevoie să înțelegem, da? Vorbim despre Marte în Gemeni. Avem nevoie să înțelegem lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă și efectiv în această perioadă, da, din august, probabil că ați simțit și voi, din 20 august până în 30 octombrie, când Marte a intrat în retrogradare, câtă agitație, totul a fost foarte, foarte plin și acum ce se întâmplă și să vedem ce se va întâmpla când Marte va ieși din retrogradare în 12 ianuarie și tot acest proces eu îl consider ca fiind un adevărat proces terapeutic, fiindcă avem posibilitatea, avem șansa să lucrăm cu gândurile noastre, să lucrăm cu scenariile noastre, să lucrăm cu mintea noastră și în același timp să ne oglindim în toate celelalte persoane pe care le întâlnim în această perioadă. Și vă dați seama, Marte nu o să fie foarte, foarte blând cu noi în această perioadă, deoarece este foarte frustrat. Da? Este foarte frustrat că nu poate să acționeze, nu poate să se miște, nu poate să facă el ce vrea în această retrogradare. Marte știți că este planeta care guvernează acțiunea, inițiativa, curajul, modul în care urmărim ceea ce ne dorim și de asemenea, cum realizăm, cum ne mișcăm către această direcție. Marte este zeul războiului, este zeul pasiunii, al ambiției, al sexualității și singurul lucru care îl conduce pe Marte este acel instinct primar. Și ce se întâmplă, da, dacă această planetă a conflictului retrogradează în Gemeni? Atunci vom fi toți forțați și probabil că veți simți și voi, dacă nu ați simțit până acum, să regândim modul în care acționăm, în care reacționăm poate după impulsurile noastre primare. În general, când o planetă retrogradează, indică acea perioadă de introspecție, de retragere. Pe măsură ce retrogradează, ne întoarcem în interiorul nostru, da? Toată această energie a planetei se redirecționează către noi și ne obligă să ne întoarcem la acele aspecte care sunt nerezolvate, care sunt amânate, care sunt lăsate acolo pe stand-by. Și pe măsură ce ne permitem să deschidem larg fereastra către reflecție, către revizuire, către reevaluare, către regândire. O să vedem ce trebuie să fie reparat, ce nu este în regulă și atunci va interveni evoluția și creșterea noastră mai accelerată. Cu alte cuvinte, ce înseamnă în general retrogradarea unei planete? Că trebuie să se înrăutățească ceva, da, în viața noastră, lucrurile trebuie să meargă așa mai scârțit, mai greu, mai împins, pentru ca ulterior lucrurile să fie mult mai bune, totul să se așeze altfel. La urma urmei, așa cum am spus, retrogradarea este necesară, este nevoie să ne oprim din această goară care este câteodată nebună și să ne confruntăm cu aceste probleme pe care le-am evitat, pe care le-am amânat, pe care le-am lăsat în urmă. Și bineînțeles, acest Marte retrograd nu face excepție și vom avea această plimbare, da, ca într-un parc de distracție, într-un roller coaster, de aproape 3 luni și ne va ajuta să înțelegem lucrurile altfel și să avem o încredere mai sporită în noi. Dar mai întâi trebuie să fim dispuși, în primul rând, să acceptăm, să fim prezenți și să fim foarte atenți la toate mesajele care vin către noi și, credeți-mă, vor fi foarte multe mesaje, ca să ne facem treaba. Și să nu uităm că Marte retrograd se va întinde și în această perioadă a sărbătorilor, dar vom începe anul 2023 cu 2 retrogradări, va fi și Marte retrograd, va fi și Mercur retrograd și această perioadă va fi destul de imprevizibilă și știți cum este energia sărbătorilor, nici nu vreau să mă gândesc că când vine Crăciunul, când vine energia sărbătorilor, îmi place foarte mult să mă retrag la Predeal, departe de lumea deslănțuită, departe de nebunia shoppingului și să stau acolo, să mă simt bine, să gătesc, să mă relaxez, să mă conectez cu familia și să fiu departe, da, de toată această nebunie. Marte retrograd este momentul în care războinicul zodiacului încetează să acționeze și începe să folosească tactici de manipulare pentru a controla situația. Trebuie să facă Marte ceva, fiindcă energia lui refulează, da? Având în vedere că Marte retrograd se află în Gemeni, este foarte clar că vom avea de-a face cu crize legate de comunicare, această furie care este în interior, care se acumulează asemenea unei oale sub presiune, cum era oala aceea Cucta, da? Când eram eu copil, da? Ieșea aburul acela prin acel butonaș. Această furie se va acumula, va ieși la suprafață și în mod normal vor fi foarte multe discuții, foarte multe comentarii, foarte multă nervozitate. Deci va fi o perioadă mai tensionată, conflictele vor fi poate mai dificil de gestionat și ce trebuie să facem? Noi cei care avem aceste informații, care știm acest lucru, măcar noi să avem înțelepciunea, să nu intrăm în discuții cu ceilalți, să nu ne enervăm, să gândim de câteva ori înainte de a spune ceva și să evaluăm cu multă înțelepciune răspunsul pe care putem să-l oferim la comentariile celorlalți, comentarii mai mult sau mai puțin malițioase în această perioadă. Atunci când Marte trece prin semnul acesta zodiacal vorbăreț și stimulator al gemenilor, tinde să crească probabilitatea de controverse, de dezbateri intelectuale, da, eu știu mai bine decât tine, eu am citit altceva, eu am ascultat altceva, eu am alte informații și chiar să îi judecăm foarte dur pe ceilalți. Marte în Gemeni nu are filtru și pentru a rămâne atent la ceea ce spuneți și cum spuneți în timpul acestei retrogradări, feriți-vă de orice dispute irascibile care nu duc nicăieri. Marte retrogradează de la gradul 25, deci a retrogradat în 30 octombrie și va ieși din retrogradare la gradul 8 în data de 12 ianuarie și acest moment în care Marte va ieși din retrogradare, vă dați seama, după acest proces de aproape 3 luni, acest proces terapeutic de vindecare, va fi un moment foarte profund de transformare emoțională, un moment profund în care putem să înțelegem, putem să conștientizăm lucrurile altfel. Sfârșitul acestei retrogradări a lui Marte poate să aducă la pachet și conversații, dar într-un alt ton, mult mai vulnerabil. Acest ton să ne apropie de ceilalți și să înțelegem adevărurile mult mai profunde, să nu-i mai judecăm pe ceilalți, să nu-i mai criticăm și să fim atenți, să fim mai empatici cu ei. Este important cu ocazia acestui tranzit să învățăm să renunțăm la resentimente fără sens. Este important să fim înțelegători față de ceilalți, să înțelegem că fiecare din noi poate să aibă acele momente de furie, de nervi, de supărare, de stres și nu este neapărat nevoie să încheiem o relație dacă chiar apar aceste momente, să încheiem o prietenie, să plecăm de la servici, să ne dăm demisia, să ne certăm cu părinții noștri, să ne certăm cu copiii noștri, da? Cum spun românii, să ne punem poalele în cap. Chiar nu este cazul. Și haideți să vedem care sunt principalele aspecte ale retrogradării lui Marte în această perioadă. Marte face 3 careuri cu Neptun. Primul careu a fost perfectat, a fost un careu în care Marte a fost în mișcare directă în Gemeni, iar Neptun în mișcare retrogradă. În data de 12 octombrie am trecut prin acel careu. A fost și n-a fost foarte, foarte dificil, dar atenție, fiindcă în data de 19 noiembrie urmează al 2-lea careu, care din punctul meu de vedere este cel mai dificil, fiindcă atât Marte în Gemeni, cât și Neptun în Pești sunt retrograde și vă dați seama ce va avea loc atunci, ce se va întâmpla. Și mai este un ultim careu care se va perfecta înainte de ieșirea lui Marte din Gemeni în data de 15 martie în anul 2023, când ambele planete sunt în mișcare directă, practic atunci va avea loc încheierea. Atunci va avea loc înțelepciunea finală, da? Se va releva înțelepciunea finală, vom înțelege în final pentru ce au fost aceste 3 careuri și ce avem fiecare din noi de luat și de învățat din această experiență. Acest aspect din 19 noiembrie putem să-l simțim cu 3 zile înainte sau cu 3 zile după această dată și ne va îngreuna să mergem înainte. Pot escalada fricile noastre, fobiile noastre care au rămas acolo latente. Putem să ne simțim mai blocați, mai nesiguri. Putem să fim atrași de persoane misterioase care de asemenea ne ajută să ne folosim aceste abilități de investigare. Anxietatea va fi mult mai profundă în această perioadă și va avea efect asupra stării noastre emoționale. Deci fiți atenți în preajma zilei de 19 noiembrie, cu 3 zile înainte, cu 3 zile după, fiți mult mai prezenți în viața voastră, deoarece cresc o serie de riscuri care ne pot afecta. Haideți să vedem care sunt aceste riscuri. Atenție la posibile accidente. Accidente pe corpul fizic, mâini, picioare, întorse, fracturi, care, bineînțeles, pot să creeze imobilizare pe o perioadă mai scurtă sau pe o perioadă mai lungă de timp. Atenție la incidentele în trafic, deci eu deja am văzut, mă uit când conduc, mă uit cu foarte mare atenție când stau, am văzut când stăteam la stop și așteptam când era banda cealaltă activă, o persoană nervoasă care gesticula, care țipa, îl simțeam și îl vedeam acolo cum dorea, nu îi plăcea foarte mult că mașina din fața lui nu se mișca foarte repede și vroia așa prin vorbe să împingă mașina, ceea ce nu se putea. Deci atenție la incidentele cauzate de acești șoferi, da, șoferi nervoși, șoferi care se grăbesc sau la cauzate de neatenție. Mai pot să mai apară și incidente, atenție la incidentele pe care puteți să le aveți cu organele de poliție, dar chiar știu o persoană, dragă mie, care a fost amendată, da, a fost amendată fiindcă a depășit viteza legală și puteți aveți probleme nu numai cu depășirea vitezei legale, atenție, puneți-vă centura de siguranță, nu vorbiți la telefon, fiți atenți la actele pe care le aveți, să nu fie expirate, să le aveți cu voi, să nu fie neconforme, gen ITP, RCA, carnetul de șofer, buletinul vostru de identitate, cartea de identitate. De asemenea, înainte de a pleca la drum, verificați starea vremii, verificați starea carosabilului, dacă aveți combustibil, dacă aveți lichid de parbriz, dacă aveți ulei de motor. Poate sunt niște chestii banale pe care vi le spun, dar credeți-mă, pot să apară lucruri neprevăzute legate de aceste lucruri foarte, foarte simple. La serviciu, la fel, pot să apară discuții, comunicare defectuoasă cu șefii voștri, cu colegii voștri, cu clienții voștri, critici, discuții aprinse, foarte multă nervozitate. Nu intrați în această energie, fiindcă nu aveți nimic de câștigat. Dacă vă supărați și vă enervați că v-a certat șeful sau că nu vă mai înțelegeți cu colegii, nu vă dați demisia, da? Așteptați, calmați-vă, respirați de 10 ori, mergeți la baie, da? Și relaxați-vă. Pot să apară de asemenea riscuri mai mari de îmbolnăvire în această perioadă, viroze, respiratorii, da? Vorbim despre această energie a gemenilor, răceli sau reactivarea unor boli, da? Vorbim despre retrogradare, reactivarea unor boli, vechi probleme de sănătate, răni nevindecate sau traume nerezolvate. Atenție la comunicarea în familie, cu cei dragi, cu persoanele apropiate, care această comunicare defectuoasă poate și ea să conducă la discuții reverențioase, la reproșuri, la supărări, la blocaje. Nu mai vorbesc cu tine, m-am supărat, am plecat. Da? Nu este cazul acum să, cum am spus și repet, să ne punem poalele în cap. Și atenție, tot vorbind despre casă, la incidentele casnice, adică puteți experimenta o țeavă care se sparge în casă sau un robinet care se strică și poate să apară o mică inundație, spre exemplu. La fel, eu chiar am pățit acest lucru, chiriașul meu mi-a trimis mesaj să-mi spună că unul din calorifere curge, da? Când am văzut, zic, aoleu, Marte, da, dar vedeți, am fost apărată, protejată, fiindcă imediat mi-a spus că a rezolvat problema. Zic, Doamne, ce bine că s-a rezolvat, da? Deci, reminder, nu uitați, în preajma zilei de 19 noiembrie, 3 zile înainte, 3 zile după, fiți atenți, fiți atenți, fiți prezenți, fiți calmi și nu reacționați. Un alt aspect pe care îl face Marte în retrogradare, în Gemeni, are loc în data de 28 noiembrie și va forma un trigon cu Saturn în Vărsător, aducând o energie stabilizatoare, în timp ce ne oferă structură. Da, e vorba de Saturn care ne ajută să ne structurăm, să ne ordonăm. Angajamentele sunt posibile acum, chiar dacă pot exista schimbări majore în termeni, odată ce Marte revine în mișcare directă. Atenție la luptele de putere cu cei care sunt în poziții de autoritate, cei care vor să vă controleze, și totul se va rezolva probabil încet, încet, pe măsură ce Marte va ieși din retrogradare. Această retrogradare a lui Marte va fi cel mai intens simțită de semnele mutabile, adică de Gemeni, de Fecioare, de Săgetători și Pești, dar în special Gemenii vor fi vedetele acestei retrogradări. Această perioadă ar trebui să fie un moment al schimbării, dar retrogradarea vă poate expune la multe fobii care vor face ca aceste semne mutabile să încetinească ritmul. Această retrogradare poate să fie benefică pentru semnele fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, deoarece le va da o șansă să-și reevalueze planurile și obiectivele financiare. Și această retrogradare este mai ușoară pentru semnele cardinale, Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, fiindcă este, prin acest proces terapeutic, este șansa lor de a se vindeca și de a-și rezolva o serie de probleme personale. Haideți să vedem pentru fiecare din voi în parte cum este această retrogradare. Deci dacă aveți evenimente, de-abia aștept să le împărtășiți aici în comentariile de la această filmare. Dacă s-a întâmplat ceva din 30 octombrie, dacă sunteți în grafic legat de energia acestei retrogradări. Și aș vrea să vă citesc ceva. Am această carte care se numește Calea Înțelepciunii, da? Este o carte pe care am regăsit-o în bibliotecă, da? Și am deschis această carte să primim un mesaj. Și ce mesaj credeți că am primit? Mi s-a părut foarte, foarte interesant pentru această retrogradare. Cât de puține sunt orele ori camerele goale din viața mea în care să fi putut sta doar cu mine însumi. Prea multe activități, prea multă lume, lucruri, oameni interesanți, căci nu numai lucrurile comune ne aglomerează viețile, ci și cele importante deopotrivă, ca și cum ai deține o comoară exagerat de mare. Da, Moro. Deci, wow! Mi s-a părut foarte interesantă această reflexie. Da, și tocmai asta vine Marte în Gemeni să ne ajute, să ne relaxăm, să ne ajute să ne odihnim mintea, să ne ajute să mai facem liber în scenariile din capul nostru și să facem un gol, da? Să stăm poate într-o cameră goală cu noi, să reflectăm și să vedem cum ne-am aglomerat viața, care sunt acele lucruri care ne-au aglomerat viața și cum putem acum să ne reorganizăm spațiul nostru personal. Dacă doriți să susțineți canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea, apăsați butonul like, subscribe, abonează-te și dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul join, alătură-te și veți fi mai aproape de mine și de partenera mea, psihoterapeut Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!